Primele tomate autohtone crescute în pământ, nu pe suprafețe artificiale, ar putea ajunge pe tarabele din piețe chiar de săptămâna viitoare. Este promisiunea unui cunoscut fermier buzoian care a plantat tomate pe mai bine de 4.000 de metri pătrați în solarii încălzite. Vedeți, se înrușesc primele două, după care, în continuare, cum au fost polenizate, așa se înrușesc. Acum trebuia să ne ajute mai mult cu lumină, pentru că ele acum se coc, acum își capătă gustul, acum... Fermierul Mircea Tatu anunță că roșiile sale vor ajunge pe tarabe după jumătatea lunii martie la prețul de 37 de lei kilogramul. Producătorul buzoian de legume spune că prețul piperat reflectă cheltuielile mari nu numai cu încălzirea solariilor, ci și cu lucrările agricole, toate realizate prin metode naturale. Acestea sunt primele roșii pe care le vom mânca anul acesta. Sunt roșii, noi ne-am păstrat un soi vechi care sunt foarte gustoase. Nici într-un caz nu o să căutăm hibrizi care sunt tari, care noi nu o să vindem angro, noi vindem doar la clientul final în piață și din fermă. Nu există pe piață așa ceva. Mai ales în acest moment, el nici vara nu vin la gustul ăsta, da, păi acum nici atâta. Toate solariile pe care Mircea Tatu le deține în comuna Cochirleanca beneficiază de instalații de încălzire și sunt capabile să mențină temperaturi ridicate chiar și în cele mai reci nopți de iarnă. În ianuarie și februarie a ținut centralele termice pornite non-stop ca să nu înghețe plantele intrate deja în vegetație. În primul rând, încălzirea e cea mai scumpă, pe urmă vine foarte multe costuri de îngrijire, de aerisire, adică nu e foarte simplu. Astea sunt produse, roșii care sunt produse iarna, iar la noi e foarte greu. Suntem în iarnă, nu avem lumină suficientă, aer, trebuie să le aerisim, nu putem de cele mai multe ori să aerisim cum trebuie, pentru că trebuie să menținem și o temperatură în solar, iar totodată trebuie să le dăm și aer ca să putem să le ținem sănătoase, să nu se îmbolnăvească, să nu... În solariile de la Cochirleanca, bondarii fac polenizare cât e lumina afară. Fermierul spune că nu mai folosește produse chimice ca să obțină recoltă mare și lasă toată treaba pe seama harnicelor insecte.